Haideți că i-am surprins și la masă împreună. Chiar mâncau, comunicau, se comportau ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Deci, până la urmă, a fost nevoie doar de câteva zeci de minute ca să-și pună situația cap la cap și să vadă despre ce este vorba. Dacă ar fi avut și ei parte de câteva ore, eu înțeleg că ușile au fost închise pentru că au fost emisiuni sau nu au fost oameni în producție sau... Dar existau situații speciale când băieții plecau și înapoi din casa lor și mergeau către casa fetelor și stăteau de vorbit dacă aveau ceva de vorbit. Țineți minte și cu Leo și cu Valentin și cu toți foștii concurenți din alte sezoane. Nu mai vorbim de Sebaidin și de Ada, care nu aveau nici măcar o cunoaștere. Și totuși atunci când s-a dorit să se vorbească, s-au lăsat ușile deschise, special pentru ei. Câteva ore au stat de vorbă, erau băieții la băieți, fetele la fete și ei încă vorbeau pe terasă. Cam asta a fost situația în cazul lor. Să sperăm că s-au lămurit lucrurile și că nu vom mai avea parte de alte discuții.